Regiunea de nord-vest va fi deservită din punct de vedere al urgențelor medicale de un elicopter smurt care va fi amplasat la unitatea de pompieri din Jibou, județul Sălaj. Secretarul de stat Raed Arafat a fost prezent la acest sfârșit de săptămână în județul vecin pentru a pune la punct ultimele detalii cu privire la dezvoltarea bazei aeriene care va permite operarea aparatului de zbor. Deși elicopterul va staționa la Jibou, pe linie medicală răspunzător pentru acesta vor fi doctorii de la Cluj. Locația a fost aleasă în detrimentul Clujului pentru a nu suprapune raza acestuia de acțiune cu ce a elicopterului de la Mureș. Anul trecut au fost achiziționate trei elicoptere, din care unul a fost trimis spre Constanța, unul va merge cel mai probabil la Galați, iar unul la Jibou.